este în momentul de față la o răscruce de șocuri și vom vedea în câțiva ani că vor fi 5, că vor fi 10, că vor fi 15, vom vedea o altă lume care nu va asemăna deloc cu lumea de acum. Și problema pentru noi la această oră este în această lume nouă, unde ne poziționăm noi. Nimeni nu poate să prezică, să prevadă cu adevărat ceea ce se va întâmpla în perioada următoare. Pentru că trăim într-o lume în care momentul de față este într-o dinamică incontrolabilă. Asta este motivul pentru care, într-un fel sau altul, trebuie să fim pregătiți. Când spun să fim pregătiți, că ne luăm soarta în propriile mâini. Avem nevoie, în România, la această oră, de o forță puternică care să spună oamenilor, veniți după noi și să vină. O forță care să reprezinte ceva în societatea românească prin argumente și prin drumul pe care să-l vadă pentru societatea românească.